salut și bine v-am regăsit. Nu știu ce se întâmplă aici și aici, dar e ceva foarte urât, cel puțin ăsta de aici e foarte urât. Și ăsta de aici e pe vindecate, sper. Dar astăzi am zis să-mi pun niște machiaj pe față pentru că nu mai rezist așa. Am impresia că nu m-am mai machiat de o tonă de ani și nu m-am mai machiat de fapt de vreo 2-3 zile, dar e ok. Punem pe față ceva astăzi. Am câteva produse noi. Ca și primer, nimic nou. Știți că ador MAC Neutral Radiance Base. Primerul îl iubesc, mi-l doresc în variantă mare, dar încă mai am mult din tubulețele astea mici și pun și destul de mult pe față. Mă bucur foarte tare că e o cantitate mare în sample-urile astea. Deja aveam cremă pe față, aveam cremă de ochi de la Bioderma, crema de față de la Kiehl's, serumul mineral 89 de la Vichy și am avut și apă termală de la La Roche-Posay, însă le-am avut acum 10 minute pus pe față și tot timpul simt nevoia de un primer. Pentru mine, cel puțin, primerul face diferența într-un machiaj și eu tot timpul trebuie să folosesc primer. Două fonduri de ten, nu știu pe care să le folosesc. Am Catrice HD Liquid Coverage și am stick-ul de la Revolution. Cred că o să folosesc ăsta, cred că nuanța asta mi se potrivește acum. Ce cu părul meu. În ultima perioadă am început să am probleme cu părul. Mi se îngrașă foarte tare la rădăcină, chestie pe care înainte nu o făcea. Spuneți-mi și voi cum vi se par videoclipurile de la școala de beauty vlogging, ale mele, că despre altele nu-mi permit să vorbesc. Dacă vă plac, dacă v-a plăcut până acum ce am făcut. Am pus fondul de ten, nu l-am mai folosit de mult, am uitat cât de mult îmi place și ce finish pretty are. Și ca și corector vreau să folosesc Healthy Mix de la Bourjois, îmi place foarte tare, în ultima perioadă l-am tot folosit și e un corector foarte bun. Cu ce îmi rămâne, aplic pe pleoapă, cu excesul de pe burețel. Încerc să folosesc pudra asta de la Revlon ca să o termin o dată pentru totdeauna. Cumva am impresia că îmi stă pe cap acolo în colecție și nu prea am probleme cu chestia asta, cu produse pe care le am de, nu știu, mai mult de un an. Însă pudra asta cam stă pe creier, că văd că e aproape terminată și nu reușesc să o termin. Observați că nu fixez și zona de sub ochi. Zona de sub ochi o fixez cu altceva. Pudra asta nu e bună pentru a fixa zona aia. Cel puțin nu pentru mine, pentru că în general face pliuri.
Deja s-au făcut pliuri, așa că va trebui să intervin cu burețelul din nou. Îmi place foarte tare pentru că încă mai vedeți un pic din albăstreala aia. Să folosesc paleta asta. Cât de iubită e paleta asta. O să folosesc nuanța asta de aici. Un pic mai piersică pentru că vreau să-mi neutralizeze albăstreala care încă se... O să folosesc nuanța asta din mijloc. E o nuanță banană, ar zice. Deci, vedeți diferența acum. This is what I mean. Deci, că se vede destul de clară diferența între... Am adus mai aproape ca să îmi vedeți ochii și să ne apucăm de machiajul lor. Vreau să folosesc din paleta Matte Spectrum de la Zoeva. Ați așa să vă arăt și coperta. Asta. Vreau să folosesc nuanțele astea mai pământii, oare de ce nu mă mir. Astea de aici. Nu că astea alte n-ar fi frumoase, dar mă acces mai mult pe partea asta. Și o să o țin, de fapt, chiar doar în zona nuanțelor astea. Nu o să intru în ceva mai adânc. Cel puțin nu deocamdată. Ok, se pare că am ajuns la un machiaj colorat, ceea ce nu mă deranjează, dar... Nu era ideea să fac așa ceva. Ce-mi place e că nu văd fallout, așa că mă încântă. Am să iau de la Inglot fardul acesta și am să-l pun pe partea asta din mijloc a pleoapei. Astea de la Inglot, astea două, le-am cumpărat, astea 26 și astea 31, dacă nu mă înșel, le-am cumpărat acum de Black Friday, să știți că a fost o ofertă foarte bună la ele, 40%, așa că... Ca să iluminez arcada, am folosit nuanța asta din paleta de la NARS, care se numește Pacific. Cred, da, așa scrie pe spate. Și aceeași nuanță o pun și în colțul intern. Aceeași culoare de la Inglot și pe partea asta.
Prin ce neam să folosesc pomada de la Anastasia Deep Brown în nuanța Soft Brown și Brow Artist Plumper de la L'Oreal ca și mascara pentru ele. Pentru gene am să folosesc acest produs de la Giordani, care este un mascara base, și Bad Girl Bang ca mascara. Genele de jos nu se folosesc decât în colțul extern și în colțul intern. E cam creepy, dar îmi place. Folosesc de la L'Oreal Tattoo Signature by Superliner. Pentru linia apei folosesc numărul 33 de la Pupa Multiplay. Bun. Ca și iluminator voi folosi mai întâi MAC Soft & Gentle pe pumeți. Asta e unul dintre produsele pe care le-am cumpărat acum, de Black Friday, dar nu știu ce să zic despre el, nu am încă o părere, l-am purtat o singură dată. Mai întâi mi-a venit o idee, vreau să pun puțin din acest produs de la W7, Metal Flash, Metallic Glitter Eyeliner. E foarte drăguț, vreau să pun în colțul intern. Nu e el cine știe ce, dar să vedem ce poate să facă. Ca și eyeliner, clar nu-mi place. Mai întâi folosesc puțin Fix Plus, mai am foarte puțin aici. Abia acum aplic produsul de la MAC sau MAC, care umezit arată mult mai bine decât așa pur și simplu. Trecem la ruj. Am aici un set de 4 rujuri de la Too Faced, The Sweet Smell of Christmas Deluxe Melted Matte Lipstick in New Exclusive Scented Shades. Am urdărit cu niște engleză pe la gurița, stați așa să nu șterg.
Da, avem patru nuanțe absolut superbe. Astea sunt. Cred că o să folosesc ceva nude astăzi și anume o să folosesc nuanța aceasta, Sugar Cookie. Este a doua din set. Toate sunt frumoase, dar asta este potrivită pentru astăzi, că e așa basic. Ok, vreau să zic că am purtat deja câteva rujuri din set și îmi place foarte mult formula lor. Sunt extrem de confortabile și chiar mi se pare că arată bine din punctul meu de vedere și se comportă foarte frumos pe parcursul zilei. Sunt on point. Mă bate gândul să mai iau și altele, dar... Hai să fim serioși, ați văzut cu toții pe Instagram... În stories, dacă nu urmăriți, ce mai aștepta să faceți? Ați văzut cu toții câte rujuri am, așa că nu cred că e cazul să mai iau altele, astea așa la set. Dragilor, și asta a fost tot, asta a fost machiajul de astăzi, sper că v-a plăcut, nici măcar nu știu cum să-l numesc. Nu uitați că dacă v-a plăcut, trebuie să vă abonați și să apăsați pe clopoțelul ăla de acolo, cred că aici e, ba nu, aici, aici așa în colț. E un clopoțel pe care trebuie să-l apăsați dacă vreți să primiți notificările videoclipurilor mele. Mulțumesc super mult că m-ați urmărit și ne vedem în următorul videoclip. Vă pup! Mua!